26 iulie, scrie extensie, trebuie să fie gata deschidere trafic. De ce nu ați finalizat lucrurile la timp? Mă rog, au fost niște situații neprevăzute, nu? Au fost și probleme cu vremea, nu? Vremea. Ce vreme? Vremea a fost perfectă. Premierul Emil Boc i-a mustrat pe constructorii care lucrează la autostrada Timișoara-Arad. Dacă la ultima vizită pe șantier prim-ministrul declara că lucrările sunt avansate, acum a trecut la amenințări. O să discut cu ministerul sancțiuni și penalități, pentru că nu sunt, repet, mulțumit de ceea ce se întâmplă. Ce măsuri veți lua împotriva lor? Cu pixul și stilou. Premierul le-a reproșat constructorilor că au finalizat doar 80% din lucrări, în condițiile în care tronsonul este la câmpie și nu ar fi trebuit să existe probleme. Termenul de execuție al lucrării este de 1 decembrie, iar constructorii spanioli susțin că întârzierile se vor prelungi cu 2 săptămâni. Inacceptabil, spune premierul. Sunt profund nemulțumit de faptul că nu se respectă termenele și angajamentele contractuale în România. Pentru că acum o să vreți vreme bună. Cât să mai vreți vreme bună? Că vine iarnă. Este, dacă vreți, coadă la ușa noastră în momentul în care se discute și despre noul exercițiu financiar 2014-2020. Avem nevoie de constructori serioși care să-și facă lucrările la timp. Cei 35 de kilometri din autostrada Arad-Timișoara au înghițit 135 de milioane de euro. 4 milioane de euro au intrat în fiecare kilometru din autostradă. Vorbim practic despre cel mai mare preț din Europa și asta nu se întâmplă doar pe drumul care va lega Timișoara de Arad, ci pe fiecare autostradă din România. Culmea este că acest drum are termen de garanție de doar 24 de luni. Cu alte cuvinte, în 2 ani ne putem aștepta ca pe acest drum să apară gropi. 30.000 de mașini vor trece zilnic pe autostrada Arad-Timișoara atunci când lucrările vor fi finalizate.